Măi, vai! Pentru câini. Poți să-mi spui cum vrei tu și numele prieteniei care ai avut-o tu cu August și numele a ceea ce vrei să începem noi doi acum. Poți să-mi spui simplu. Petro. Ridică-te, că vreau să te pup. Apăsător. Cum viața joacă feste vieții. În două suflete legate de băutură au plecat omorâte de ceea ce trebuia să-i încălzească. O centrală termică defectă.
E trist. E trist cum noi oamenii, din punct de vedere creativ, reușim să ne ucidem cu însăși creația noastră. Amedeo și August. Doi oameni. Doi cetățeni ai țării noastre au plecat. Și nu se mai întorc. Iar eu, pentru asta, beau. Să ierte Dumnezeu că eu i-am iertat de mult. Banii mei n-am să-i mai văd niciodată. Vorba înțeleptului Apolodor din Damasc, dacă ați auzit. Un pod întotdeauna rămâne un pod. Și aș vrea să mai amintesc de vorba... Bă, gata, băi! Nu înțelege, mă, nimica, băi, Viole. Limbă de aur. Ei, filozofule, ei, Arhimede. Băi, Narcis, de ce am vorbit noi până acum numai de August? Și n-am vorbit de Amedeo. Corect. Concret. Concret, corect. Săracul Amedeo. Cum a murit în aceeași casă, sufocat de același monoxid de carbon, omorât de aceeași centrală termică. Nu lipsesc. Conjunctural vorbind amândoi. Dar în schimbul lipsei lor, simt că primesc doi noi și fulminanți români prieteni. Și vreau să vă mulțumesc. Pentru că simt că cu voi pot să continui ceea ce am început cu Amedeo. Bă, limbă de aur, ce ai început tu, bă, cu Amedeo? Am început să vindem băutura. Iar eu, cu August, am vrut să o terminăm. S-a avut paștân în zi, în noapte, la ușă, cine bate? August, August.